Este informația momentului. USR reclamă la Comisia Europeană, citez, acțiunile îngrijorătoare și nejustificate ale unui procuror. E vorba despre procurorul șef al DNA, cel care a decis punerea sub acuzare a foștilor miniștri, domnul Voiculescu, doamna Mihăilă, pentru participarea României la achiziția de vaccinuri anti-COVID-19. În această scrisoare oficială adresată Comisiei Europene, adresată președintei Comisiei Europene, de altfel Ursulei von der Leyen, USR denunță încălcarea separației puterilor în stat și subminarea democrației și a coeziunii europene. Asta se arată într-un comunicat al USR. Îi mulțumesc doamnei Diana Buzoianu, este deputată al USR, este în studio alături de mine. Bună ziua, doamne, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De ce era nevoie de această scrisoare? Este nevoie de scrisoarea aceasta pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la încălcarea unor structuri democratice până la urmă. Se încalcă puterea, separația puterilor în stat. Nu este posibil ca un procuror să se uite pe oportunitatea unor decizii de la nivel executiv, mai ales că aceste decizii au fost luate până la urmă la nivel european și noi am tras un semnal de alarmă inclusiv la faptul că se incriminează până la urmă prin acest dosar sau se dorește incriminarea unui mecanism agreat și pus în practică la nivel european de către toate statele europene, sau mă rog, aproape toate statele europene. Deci era nevoie de o astfel de intervenție, mai ales că ea acest traseu, acest dosar la nivel național poate să însemne lansarea unei întregi campanii antivaccinare și antivaccin la nivel european. Pentru că nu trebuie să uităm, în situația în care se află astăzi România de a fi comandat de mai multe ori populația, numărul de doze de mai multe ori populația, se află și Germania, și UK, și Spania și aproape toate statele la nivel european care au achiziționat vaccinuri în acea perioadă. Păi ce facem? Domnul procuror de la DNA ar trebui să transmită și el, nu-i așa, o scrisoare către toți colegii lui de la nivelul DNA-urilor din celelalte state să le spună, vedeți că poate aveți acolo o infracțiune. Nu știu câte doze de vaccin au comandat țările despre care vorbiți. Aici e vorba despre numărul mare de doze de vaccin și sigur, cum nu e nimeni de la opoziție încă în acest moment în dezbatere, îmi voi asuma rolul să vă întreb ceea ce v-ar întreba oricine de la opoziție. Bun, adică DNA era bun pe vremea când erau vizați cei de la PSD și așa mai departe și acum nu mai e bun. Asta poate fi o temă de dezbatere. Am auzit această întrebare de mai multe ori. Știți, noi am fost printre primii și principalii care au susținut un DNA care să fie independent, care să se ocupe să tragă la răspundere oamenii care au fost corupți. Faptul că am susținut și susținem în continuare această instituție cu oamenii care sunt de bună credință și care își fac treaba acolo și care nu de puține ori sunt hărțuiți pentru că își fac treaba așa cum trebuie, asta nu înseamnă că atunci când vedem că o instituție are un derapaj, brusc trebuie să acceptăm derapajul respectiv, să nu ridicăm niciun semnal de alarmă. Tocmai pentru că ne pasă ca această instituție să funcționeze separat de politic, ne pasă ca ea să nu fie politizată, să nu ducă jocurile politice, tocmai în acest moment ea trebuie să fie tras acest semnal de alarmă și da, noi sperăm că acest dosar va fi soluționat cât de curând posibil. De altfel, noi am fost transparenți, inclusiv domnul Vlad Voiculescu, de 2 ani de zile a dat public declarații prin care spunea că vrea să răspundă și să dea cât mai rapid informațiile, vrem să desecretizăm ședințele de achiziții de la guvern, memorandumurile prin care au fost achiziționate. Deci noi am fost de 2 ani de zile cu cerințe exprese de expediere a acestei situații ca să fie transparent făcut pentru toată lumea, toate informațiile cunoscute. Și la ce vă așteptați din partea Ursulei von der Leyen? Ce ar trebui să spună președinta Comisiei Europene? Vă așteptați asta un răspuns? În primul rând, noi vrem ca această situație să fie cunoscută, pentru că ea este o situație care, cum spunem și în scrisoare, poate să atragă niște efecte negative, inclusiv în celelalte state europene. Dosarul acesta se uită numai la oportunitate, deci nu este vorba acolo de nimeni care ar fi câștigat un leu din această tranzacție, nu e vorba de nicio faptă de corupție, așa cum de altfel și procurorul spune în referatul pe care l-a creat. Este vorba doar de analiza unei oportunități. Ca să nu mai spunem că tot de la jurnaliștii de investigație aflăm că pe surse acest procuror care instrumentează acest dosar ar fi și antivaccinist. Păi în momentul de față ne uităm la oportunitatea achiziționării. Deci vi se pare că dacă este antivaccinist, chestiunea asta ar fi putut să influențeze decizia? Mie mi se pare că este absolut aberant ca într-un stat democratic cu
separarea puterilor în stat clar stabilite prin Constituție, să ai un procuror care se uite la oportunitatea unor achiziții. Păi în cazul acesta, 100% din oamenii care au fost în executiv și la nivel național și la nivel local pot mâine să se trezească cu dosare. Că orice achiziție, nu-i așa, poate să fie întrebată de oportunitate de către orice procuror care mâine se trezește că nu era oportună achiziția respectivă. Există o anchetă în statul român. Înțeleg că dumneavoastră n-aveți încredere în cei care vor face această anchetă, de fapt. Asta e problema. Asta s-a reclamat la Comisia Europeană. A reclamat domnul Drulă, scrisoare semnată. Noi am reclamat, n-am reclamat că nu avem încredere în instituție. Am reclamat că este un derapaj uriaș de la, statutul democratic al instituțiilor, că în momentul de față se încalcă principiul separărilor în stat și că acest lucru poate să aducă efecte inclusiv pe acest pilon de luptă antivaccinistă dusă de mișcările extremiste, poate să aducă efecte și în alte state. Pentru că, repet, această achiziție a fost făcută la nivel european. La nivelul european, Comisia Europeană a achiziționat 4,6 miliarde de doze pentru o populație de 450 de milioane de oameni. Majoritatea statelor, Germania, UK, au avut de 5-7 ori mai multe doze decât populația. Germania, dacă nu mă înșel, a aruncat 200 de milioane de doze. Deci este vorba de niște sume și niciunul dintre aceste state, tocmai pentru că a fost un proces în care nu se știa la vremea respectivă câte rapeluri va fi nevoie, nu știam câți ani vor dura această pandemie. Noi am avut noroc, a durat 2 ani de zile. Apropo, și săptămâna aceasta au murit 23 de oameni din cauza COVID. Astăzi, săptămâna asta. Bun, da, știm, deci există, noi știm deja... există o perioadă în care aceste vaccinuri expiră, da. Deci cele achiziționate n-ar mai fi putut să fie folosite. Dar în ideea că... noi în momentul de față am avut venite doar 35 de milioane de doze și asta este important să știe toată lumea. Doar 35 de milioane de doze, dintre care mai mult de jumătate au fost fie folosite pe populație, fie revândute. Nu mai vorbim de cele care au fost donate. Deci astăzi, oricum, nu ne aflăm în situația în care am fi comandat 80 de milioane de doze. Deci, oricum, și dosarul acesta se bazează pe niște lucruri care urmează să se întâmple, dar care încă nu s-au întâmplat, dar pe niște calcule care nu pot fi arătate în realitate. În realitate, concret, România a avut până în ziua de astăzi, inclusiv domnul Rafila o spune, 35 de milioane de doze livrate, dintre care mai mult de jumătate au fost fie consumate, fie donate, fie revândute. Da, mă rog, Ministrul Sănătății, domnul Rafila, spune că e cazul ca justiția să-și facă treaba în acest dosar. Și domnul Rafila, că mi-am amintit de lucrul acesta, chiar săptămâna aceasta a dat următoarea hotărâre de guvern, a cerut să fie dată următoarea hotărâre de guvern, prin care cere bani din fondul de rezervă pentru a putea să fie achiziționate 1,2 milioane de doze cu rădăcina nouă pentru COVID. Iar în expunerea de motive, chiar domnul Rafila scrie următorul lucru. Contractele de pe urma cărora România are acces la vaccin împotriva COVID sunt încheiate centralizat la nivelul Comisiei Europene în numele tuturor statelor membre, o subliniază chiar el. Și nu direct de către statul român. Această sintagmă este subliniată în propria hotărâre de guvern pe care o dă domnul Rafila în această săptămână. Încercăm să luăm legătura cu Ministrul Sănătății, domnul Rafila, îi voi ruga pe colegii mei să-l sune. Până atunci, am aflat ceva interesant de la Ștefan Nedveș, pe care mă bucur să-l salut. Bună ziua, Ștefan, mulțumesc pentru intervenția ta. Înțeleg că există pentru mâine o inițiativă destul de interesantă. Un tren a fost închiriat cu o sumă destul de frumoasă de un partid politic. Mă rog, pentru Ziua Unirii, despre ce e vorba? Formațiunea politică AUR, condusă de George Simion, după lungi negocieri cu CFR Călători, a reușit să închirieze un tren. Asta înseamnă că sunt diseară la orele 23:50, un tren CFR Călători, format din 5 vagoane și locomotivă, vor aceste vagoane vor pleca din Gara de Nord spre Alba Iulia. Cât a costat, Ștefan? Cât costă? Hai să zicem că orice cetățean român vrea să închirieze. 169.000 de lei cu TVA. Cât înseamnă asta în euro? 35.000 de euro. 35.000 de euro. Câștigă, deci CFR Călători câștigă aproximativ 17-18 mii de euro din această cursă și este foarte interesant că AUR vinde bilete pentru acel tren. Cum adică? Stai că nu, m-ai pierdut aici. Deci am crezut că AUR a închiriat trenul să meargă cu prietenii lor la Alba Iulia. Da.
Adică și tu poți să-ți închiriezi un tren să mergi la Alba Iulia mâine dimineață dacă nu ai... Da, dar nu m-aș gândi după aceea să revând bilete oamenilor. Păi ei vând biletul cu 100 de lei, ca să știți. Dus întors. Asta în contextul în care, din ce știm, doar o cursă dus înseamnă 100 de lei biletul București-Alba Iulia. Este foarte interesant cine se va urca în tren diseară la orele 23:50. Trenul merge pe traseu. Ștefan, numai puțin, dar dacă n-ar fi vorba despre trenul ăsta închiriat de aur, cât ar costa biletul București-Alba Iulia? Bilet cumpărat de la CFR? O 100 de lei dus. A, deci aur vinde cu același bilet cu care vindea, cu același sumă cu care vindea și CFR-ul. Păi da, dar ei vând biletul cu 100 de lei dus întors. Noi vorbim de 100 de lei dus. Deci mai ieftin, am înțeles. Deci mai ieftin. Bun. Să circul cu aur mâine București-Alba Iulia decât cu CFR Călător sau alt tren privat. E foarte confuză. E foarte confuză treaba asta. Mă gândeam că fiind vorba despre o inițiativă a unui partid, bun, acum partidul trebuie să mai și arate de unde a avut bani să închirieze acest tren, treaba lor, o vor face. 35.000 de euro au plătit, au intrat în conturile companiei CFR Călător de la Partidul Aur. Trenul merge pe traseul București-Nord, Ploiești, oprește în Câmpina, Brașov, Predeal, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Blaj. Deci e clar, oprește ca să coboare oamenii. Dar unde au pus în vânzare biletele? Pe site-ul Aur? Că dacă vreau să-mi cumpăr un bilet de tren, nu mă duc pe site-ul unui partid. Mă uit pe site-ul. Este o platformă a dânșilor. Este o platformă a dânșilor și cel mai probabil aceste bilete pe care le comercializează sunt fiscalizate. Nu cred că își permite Aur să nu fiscalizeze biletele pe care le vinde. E interesantă și ipoteza asta, dacă ori avea POS, n-or avea, încasează online, încasează cash, nu știu. Diseară eu vreau să fiu la gară la 23:50, sunt foarte curios cine se urcă în acest tren. Închiriat de cei de la formația condusă de Simion. Doamna Buzoianu, care e părerea dumneavoastră despre această inițiativă? Asta vine cu inițiativă. Nici ce inițiativă este asta? Deci Aur este un partid care de 3 ani de zile eu sunt în Parlament și știu cum arată activitatea parlamentară, știu ce înseamnă să treci din opoziție proiecte de legi care îmbunătățesc viața oamenilor. Aur nu a făcut absolut nimic în acești 3 ani. Nu a depus nicio inițiativă care cu adevărat să poată să fie dusă până la final. Au făcut circ, într-adevăr, îi vedem de 2-3 săptămâni cum se înjură unii cu alții, sar la bătaie. Asta este, deci ei sunt astăzi reprezentanții unei politici pentru care eu sper că niciodată, niciodată nu o vom vedea că va crește mai departe decât ceea ce a crescut acum. Că își închiriază un tren în ideea că ar putea să-și facă campanie de PR. Păi tot ei au spus că nu vor cheltui niciun leu din banii veniți de la buget. Iată că totuși au bani și de caravane, au bani și de TV-uri, au făcut și ziar, au bani și de trenuri. Mă întreb oare cine le dă banii ăștia? Știți că dacă nu consum banii de la stat, dar totuși banii ăștia vin de undeva. Eu mă întreb, îmi pun această întrebare, de unde au bani Aur? Și-au lansat atunci platforma aceea prin care vindeau întâlniri cu domnul Simion, puneau, nu știu, nu mai țin minte câte sute de euro ca să te întâlnești cu domnul Simion, că asta înseamnă după model politician. Înseamnă să te duci să încasezi bani de la oameni ca să te vezi cu ei, în principiu, cam asta este viziunea. În Statele Unite se practică asta, da. Da, păi în Statele Unite e cu totul și cu totul altă. Acolo, într-adevăr, se face fundraising pentru campanii. Dar în România nu este o practică uzuală și oricum platforma aceea prin care, revenim la transparență, platforma aceea prin care ei au strâns atunci bani nu era deloc transparentă, nu se scria nicăieri unde se duc banii respectiv, bașcam ulterior au și încălcat drepturile cu astea, cu datele cu caracter personal pentru că le-au pus public pe site-ul și a fost un întreg scandal atunci cu mii de români care au avut datele publice, cu domiciliu, cu CNP-ul, toate datele astea făcute publice. Deci asta este Aur, de fapt, în realitate. Încearcă să facă niște scheme ca să atragă atenția, să vândă iluzia că ei fac ceva, dar în realitate nu fac decât să ducă niște mesaje total periculoase pentru România, anti-UE, pro-Rusia.
Asta este realitatea. Trebuie să vă punctez un lucru important. Să știți că s-au cam văzut toate biletele, doamnă. Înseamnă că românii... Cinci vagoane, mă scuzați. Cât înseamnă asta? Dar să știți asta? Că CFR Călători între 300 și 400 de bilete maxim. Nu știu dacă au văzut bilete și în picioare, dar ce pe cam ilegal. Contăm pe prezența ta la fața locului, sunt sigură că ne vei da toate detaliile importante, Ștefane. Ce fere călător nu avea mai multe vagoane să le închirieze, că eu din ce știu, Aur ar fi închiriat mai multe vagoane. Ar fi închiriat mai multe vagoane, doar atâtea au fost. Bun, am înțeles. Trenul Unirii l-au denumit ei. Ștefan, vreau să vedem împreună niște imagini despre felul în care se aruncă în România acum material antiderapant. Sunt imagini care merită văzute, le urmărim împreună. Deci nu știu dacă te-ai putut uita la televizor, Ștefan Edveș, un domn care merge în spatele unui utilaj, aruncă sare cu mâna. În spatele unui utilaj, în spatele unei cupe, nu? De la un excavator aruncă, adică împrăștie sare pe un drum din România, nu? Pe un drum național. Fără îndoială, așa ceva nu cred că ar mai putea să se întâmple în altă parte. Eu zic să se ducă DNA-ul să verifice oportunitatea cheltuirii banilor, că pare că nu au fost cheltuiți corect acolo banii. Oportunitatea. Doamnă, dacă să știți că cei mai frumoși bani, cel mai bine se câștigă din împrăștierea sau neîmprăștierea acelui material de rapat anti. De rampant, mă refer la sare. Vă dați seama câtă sare încape în căușul palmei să răstoarne omul acolo. Dar e interesant cât e valoarea contractului, Ștefan. Exact asta vreau să vă spun. Gândiți-vă că s-or fi facturat utilaje de dezăpezire. Gândiți-vă că s-or fi facturat acele utilaje care împrăștie în mod normal, să spun așa, acel material sare și pe acel drum național, pentru că pare a fi un drum național. Rămâne de văzut, dar sunt convins că autoritățile au intrat în vacanță, nimeni nu va răspunde și se vor scurge banii publici către firmele acestea care, evident, cu acele cu materiale utilaje, pentru că e un tractor, un utilaj care nu are nicio legătură cu dezăpezirea. Pentru că vorbeam despre perioada pandemiei puțin mai devreme cu doamna Buzoianu, mi-amintesc și cum se aruncau dezinfectanții la vremea aceea. Erau tot așa videoclipuri pe TikTok. Dar să vedeți cum se toarnă asfalt acum în România, anului 2023, la 3-4 grade. Și se decontează facturi de milioane de euro, multe milioane de euro. Nu decontează nimeni aceste lucruri. Încă o dată, omul ăla din spatele acelui utilaj care împrăștea cu mâna sare, probabil că acea firmă o fi facturat mulți bani către autorități să fie decontați ca și când ar fi împrăștiat sare cu un utilaj legal, un utilaj normal. Ștefan, se taie vreo panglică mâine pe undeva de 1 decembrie? Mâine de 1 decembrie nu știm să existe panglici tăiate pe drumurile din România. Probabil că s-au și grăbit ieri. Dacă știți, au fost inaugurați primii kilometri din autostrada de centură a capitalei. 19 kilometri, dar cum evident știi și tu, 10 kilometri de autostradă sunt muzeu, doamnă, muzeu. Autostradă, muzeu, adică după ce termine emisiunea, te poți duce să vizitezi o autostradă, pentru că nu am fost în stare să construim un sistem prin care sau o cale rutieră prin care să fie decongestionat traficul. S-au inaugurat doar 9 km din cei 19 în zona de nord a capitalei. Și, din păcate, este o autostradă care nu va fi utilizată de către camionagii, pentru că face legătura între DN1 și un alt drum național spre DN2 după autostrada București-Ploiești. Ștefan Edveș, mulțumesc mult pentru intervenție. În România, dacă vorbim despre puține autostrăzi, nu e nicio problemă, pentru că vorbim despre noi forme de relief. Ce duce la formarea acestor dealuri, munți,
Păi gunoaiele duc. Ministrul Mediului, domnul Fechet, ne spune că în București, de exemplu, se aruncă 1 milion de tone de deșeuri în fiecare an, ceea ce face ca, pentru că nu vă imaginați că se aruncă undeva unde nu au efect asupra sănătății noastre, asupra vieții noastre, nu, se fac niște munți și așa vorbim despre noile forme de relief. Bucuria copiilor că se face derdeluși iarna atunci când ninge. Îi mulțumesc foarte mult domnului Octavian Berceanu, este fost șef al Gărzii de Mediu și ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, domnule Berceanu! Bună ziua! Cum am ajuns să vorbim despre noi forme de relief pe bază de deșeuri, adică aglomerări de gunoaie? Din păcate, asta este realitatea și Uniunea Europeană ne sancționează pentru simplul fapt că nu avem niciun sistem eficient de gestionare a deșeurilor. Vă dau exemplu, țările din nord, unde au ajuns să arunce pe gropile de gunoi, de fapt pe munții de gunoi, doar 10% din deșeurile pe care ei le produc. Noi aruncăm astăzi între 97% și 100%. De fapt, noi aruncăm niște bani acolo. Pe lângă gunoi, trebuie să privim acele deșeuri ca un potențial de marfă, de materie primă, secundară, așa se numește, pentru industrie, în zona reciclării, pentru orice în industrie. Noi le aruncăm și, din păcate, încă nu avem acea colectare selectivă de la cetățeni, că, de fapt, de acolo pleacă totul. Dacă am face colectarea selectivă, doar jumătate din deșeuri sunt biodegradabile și acelea le putem transforma în compost și energie. Și așa putem ajunge și noi să aruncăm doar 15-20% pe gropile de gunoi, pe munții de gunoi. Ne aruncăm tot acum și funcționăm exact ca un stat din Africa. Nu avem nicio legătură cu Europa, din punctul ăsta de vedere. Ne-a pus președintele pe radarul Africii, dacă ăsta a fost scopul deplasării. Doamna Buzoianu, până la urmă ne tot lăudăm în zilele acestea, că a început hora reciclării, oamenii sunt obligați să strângă pe balcoane sau cine știe pe unde niște sticle de plastic pe care oricum le plătesc în avans cu 5 lei, deci cumpărăturile noastre vor costa 50 de bani, scuze, vor costa mai mult. Cum ne vom recupera banii e o altă problemă. Deci imaginați-vă că pe lângă munții de gunoaie ar putea fi și munți de peturi, de sticle de plastic. Bun, vreau doar să zic un pic, pentru că arătați în imagine. Noi am vorbit acum de gunoaiele care ajung la gropile de gunoi. Astăzi, să zicem, chiar și în formula în care astăzi ajung atât de multe gunoaie care ar fi putut să fie reciclate, ajung la groapa de gunoi, este o versiune relativ ok față de ceea ce se întâmplă în realitate de cele mai multe ori, exact ce arătați dumneavoastră în imagine acum. Mai degrabă, nu gunoaie care ajung, deșeuri care ajung la gropile de gunoi, ci deșeuri care ajung în câmpuri, ilegal, lângă orașele, lângă statele, lângă comunele noastre. Deci problema este că munții ăștia de deșeuri, de fapt, nici măcar nu ajung la gropile de gunoi mulți dintre ei, ci ajung să ne polueze de cele mai multe ori râurile, apele. Există studii care arată sutele de tone care trec în fiecare an prin Dunăre de plastic. Astea sunt lucruri care ne poluează pe noi și care ne scad anii din viață. Noi am avut un proiect în Parlament, DNA-ul pădurilor, care de fapt era o direcție de investigare a infracțiunilor de mediu. Ca să ne asigurăm că deșeurile astea, mafia gunoaielor, pentru că oamenii ăștia care aruncă în câmpuri gunoaiele, sunt niște șmecheri care fac bani de pe urma sănătății noastre și care astăzi nu plătesc cu nimic, pentru că nu sunt acuzați și nu sunt condamnați cu absolut nimic. Și am fi dorit să schimbăm acest lucru. PSD, PNL, AUR, UDMR, toți au votat la Camera Deputaților împotriva acestui proiect. Urmează acum să intre la Senat. Am întrebat inclusiv Ministerul Justiției câte infracțiuni au fost condamnate pentru deșeuri, pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor, aruncări, arderi ilegale de deșeuri. Mi-au răspuns înapoi Ministerul Justiției, semnat de către doamna Gorghiu, interpelarea, că ei n-au datele să ni le arate. Deci, practic, ei nu poate să spună dacă astăzi au fost condamnați sau nu niște oameni pentru infracțiuni de arderi de deșeuri. Sigur, eu nu cred acest lucru și sunt pregătită chiar să merg un pas înainte în justiție pentru a afla aceste date, pentru că este imposibil. Noi să ne aflăm în punctul în care, într-adevăr, se formează munți de deșeuri lângă orașele noastre, suntem puși în pericol din punct de vedere al sănătății și nimeni nu ia niciun fel de acțiune. Acum, pentru sistemul de returnare, garanție returnare, acesta este un sistem care a funcționat la nivelul altor state și e bine că l-avem în sfârșit pus în aplicare, pentru că el a fost amânat câțiva ani de zile. Adică toți ziceam că vrem să-l punem în practică și din partea industriei venea după aia
presiune, care spuneau mai vrem, mai ne dați un an, mai ne dați un an. E bine, în sfârșit anul ăsta nu s-a mai cedat în fața presiunii și chiar am lansat acest proiect. Asta înseamnă că practic românii se vor duce la orice magazin, vor lăsa sticlele acolo și își vor primi 50 de bani pe fiecare sticlă înapoi. Problema cu sistemul acesta nu este că el nu va funcționa, el va funcționa. Problema este că este limitat foarte puțin la tipurile de deșeuri. Adică noi în continuu e sub 5% din, sau sub 10% din deșeurile municipale de care vorbim. Adică în realitate noi vom continua să avem o problemă uriașă pe restul de deșeuri care nu vor putea să fie incluse în acest sistem. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră, Diana Buzoianu, Octavian Berceanu. Astăzi a murit părintele diplomației americane, Henry Kissinger, avea 100 de ani și e foarte interesant mesajul transmis de China după moartea lui Kissinger. Este o pierdere enormă, va rămâne întotdeauna viu în inima poporului chinez. Despre personalitatea acestui om remarcabil, o legătură directă cu analistul de politică externă, Ștefan Popescu. Bună ziua, Ștefan Popescu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. De ce este important să știe lumea astăzi ce rol a jucat Henry Kissinger în ultimii ani ai politicii mondiale? Da, am putea spune așa cum... Într-o biografie recent publicată de Gerard Araud, care a fost ambasador al Franței în timpul lui Obama în Statele Unite ale Americii, a publicat cu un titlu foarte bun, Diplomatul secolului. Henry Kissinger rămâne diplomatul secolului, una dintre mințile strălucite ale școlii diplomatice americane, omul care, pentru că ați amintit de China, pe care a vizitat-o chiar în cel de-al 100-lea an al existenței sale, aduceți-vă aminte de întâlnirea, iată, fotografia cu președintele Xi Jinping, a fost omul care a deschis relațiile, care a stabilit relațiile diplomatice între Statele Unite și China în 1971, când era consilier pe securitate națională în timpul președinției lui Richard Nixon, a fost omul care a contribuit în mod fundamental la negocierile primului acord între Israel și un stat arab, între Egipt și Israel, a pus capăt războiului din Vietnam, ceea ce a adus în 1973 premiul Nobel pentru pace, dar înainte de toate a fost un mare gânditor al relațiilor internaționale, începând cu teza lui de doctorat, într-o perioadă în care se discuta despre războiul stelelor, despre cursa în spațiu, lansarea primilor sateliți. Henry Kissinger, exponenta al ceea ce noi numim realpolitik, adică politica realistă, lucidă în relațiile internaționale, el își dădea doctoratul cu o teză despre Metternich și despre Congresul de la Viena din 1815. Și acestui filon de gândire i-a rămas fidel toată viața, inclusiv în ce privește conflictul din Ucraina. El a fost recent s-a exprimat recent de mai multe ori în privința greșelilor strategice pe care Occidentul și în special Statele Unite le fac în Ucraina, ceea ce a atras numeroase critici din partea susținătorilor Ucraine. El a spus că trebuie ajuns la o înțelegere cu Federația Rusă și poate că această considerație poate stârni nedumeriri, mai ales în țara noastră, dar Kissinger a fost un negociator. Gândiți-vă, el a negociat cu Vietnamul, a negociat cu China în timpul războiului rece, a negociat cu Uniunea Sovietică, a negociat între Israel și țările arabe. Deci a fost un om care, pus să negocieze în situații, am putea să le spunem, imposibile, și întotdeauna a găsit o soluție. Și cred că mesajul lui cel mai important este că întotdeauna negociezi cu cine nu te înțelegi. Acesta cred că este un mesaj pe care ar trebui să-l înțeleagă și diplomația românească și decidenții noștri. Diplomația o faci în primul rând cu cei cu care nu te înțelegi și cred că trebuie să cauți până în ultimul moment
o soluție care să ducă la evitarea războiului, a pierderilor de vieți și, bineînțeles, ținând seama de luciditate. Avem nevoie de luciditate, avem nevoie de gândire liberă atunci când facem analize de politică externă. Nu trebuie să ne cenzurăm tot timpul, să ne autocenzurăm cu riscul de a fi catalogat sau să facem o întreagă echilibristică pentru a scăpa necompromiși, așa cum am făcut în primele luni după conflictul din Ucraina. Pentru că, știți, a încerca să înțelegi și să explici nu înseamnă a fi de acord. Dar a fi lucid te ajută tot timpul să găsești bunele soluții și opțiuni. Iar cred că această lecție o putem învăța studiind viața lui Kissinger. Ștefan Popescu, mulțumesc foarte mult pentru acest omagiu adus părintelui diplomației americane, Henry Kissinger. Merita, e important să ne întoarcem asupra carierei, activității lui și asupra longevității lui, pentru că a murit la 100 de ani și apropiații săi spuneau că Henry Kissinger avea obiceiul de a petrece mult timp citind, lecturând, chiar și la această vârstă. Foarte scurtă pauză și revenim. Viol, spălare de creier, yoga tantrică, înfiorătorul parcurs al unui guru român oprit în Franța. Ăsta este titlul din ziarul Le Figaro, care face referire la Gregorian Bivolaru. Este o radiografie a unei rețele care realmente, literalmente s-a dovedit a fi fascinantă, spectaculoasă pentru francezii în materie de criminalitate, pentru că foarte multe elemente infracționale erau întrunite acolo. Îi mulțumesc foarte mult doamnei avocat Cornelia Lalu, care îi se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, doamna Lalu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, doamna Laura Chiriac, mulțumesc și eu pentru invitație. 175 de polițiști au fost mobilizați de autoritățile franceze ca să studieze această rețea pusă la cale de Gregorian Bivolaru în Franța. Avea 71 de ani și ceea ce este absolut uimitor e cum a reușit omul ăsta să exporte în Franța această rețea MISA pe care a fondat-o și în România, doamna Lalu. Pentru mine este mai puțin surprinzător și am să vă povestesc un moment pe care l-am trăit în 1986. Ca tânăr avocat, am asistat în sală la judecătoria sectorului 1 la un proces simplu, așa, ca infracțiune, respectiv practicarea unei meserii fără autorizație, în care Bivolaru era arestat în zeghe și erau audiate pe parcursul a câtorva termene circa 40 de persoane. Era vorba despre o mișcare de yoga pe care atunci miliția și securitatea vremii a incriminat-o. Era primul dosar în care pentru asemenea infracțiune era un inculpat arestat. Ceea ce pe noi, tineri avocați de atunci, ne-a făcut curioși. Era normal în 1986 să vezi ca și cum un coafor, un instalator, o asistentă medicală care n-avea autorizație să fie arestată. E, toate persoanele care au fost audiate în sală ca martor, nu știu, demonstrau că acest Bivolaru exercita asupra lor un magnetism extraordinar și nu erau persoane cu pregătire precare, erau medici, erau profesori, erau soliști la operă, adică era o lume fascinantă pe care acest Bivolaru o stăpânea. În 88, dacă mi-aduc aminte, da, în ianuarie, când s-a dat acea amnistie mare, el a fost eliberat atunci și probabil că și-a continuat activitatea. Gregorian Bivolaru, dacă țineți minte, a fost parcă în 2000 sau 2004 iarăși subiectul unor descinderi ale mascaților în anumite cartiere, unde tot așa ținea niște case, unde anumite persoane erau, cum spuneți dumneavoastră, spălate pe creier și duse spre, să zicem, pe panta unei depravări, pentru că până la urmă era o depravare, da, ceea ce făcea el acolo.
Este surprinzător cum a scăpat mereu, cum, mă rog, că a fugit în Suedia, parcă mi-aduc aminte atunci, după acea condamnare, și iată, în Franța își desfășoară în continuare această activitate. Dar vă dați seama, dacă autoritățile franceze au distribuit atâtea forțe, am înțeles din Le Figaro, și Le Figaro este un ziar serios, adică nu este orice ziar francez, 175 de cadre polițienești, vă dați seama ce întindere avea rețeaua lui Grégorian Bivolaru. Da, nu doar întindere, dar și același tip de influență despre care vorbeați ca tânăr avocat, foarte prețioasă mărturia dumneavoastră. De fiecare dată, când, după ce a fost prins, Grégorian Bivolaru n-a făcut niciun efort să se reinventeze. Și-a dus modelul mai departe, că era în România comunistă, în România postcomunistă, că era în Suedia sau în Franța. El a făcut același lucru. Și aici în Franța e acuzat de viol, abuz de slăbiciune, ăsta este un termen folosit de autoritățile franceze, sequestrare în formă organizată, deci același tip de același model, același pattern infracțional. Acum Grégorian Bivolaru are 71 de ani și a fost arestat împreună cu alți 40 de colaboratori și fideli de-i săi, pentru că vorbeați, doamna Lalu, despre magnetismul pe care le evocă victimele sale, care, așa cum foarte bine ați subliniat, sunt oameni cu pregătire intelectuală, sunt oameni care nu vin din medii vulnerabile. Până la urmă, ați găsit vreo explicație pentru ce s-a întâmplat acolo, dumneavoastră ca avocat? Pentru ce se întâmplă în aceeași formă de atâția ani? Pentru ce s-a întâmplat, să zicem, înainte de 90, nu am găsit explicație decât puterea lui de convingere și faptul că românii la vremea aceea aveau foarte multe coerciții. Gândiți-vă, era un program la televizor de 2 ore, lumea se uita la televiziunea bulgară, nu se găseau alimente, deci exista oarecum, să zicem, o refulare în astfel de activități ioghine. La acea vreme el nu a putut fi acuzat de astfel de infracțiuni contra persoane, adică sequestrare de persoană, viol, infracțiuni cu minori și așa mai departe. Pentru că precis, dacă ar fi fost astfel de infracțiuni, l-ar fi acuzat. Probabil că personalitatea lui s-a dezvoltat pe această cale și în această decădere, să zicem așa, este de fapt o depravare a personalității acestuia, transmisă și altora, pentru că, din câte ați comunicat, mai este arestat împreună cu încă 40 de coordonatori ai acestei mișcări. Deci există o degradare umană, morală a personalității lui Grégorian Bivolaru spre aceste infracțiuni care sunt foarte grave. Și nu știu acum marturii și părțile vătămate din ce calitate, din ce categorie socială fac parte. E posibil acum categoriile sociale să fie, să zicem, mai spre pregătire mai slabă, mai pentru că astfel de, probabil, le stăpânea prin forța cuvântului, prin energia pe care o degaja, prin disciplină, poate, nu știu, că n-am participat niciodată la astfel de manifestări. Mă gândesc că le impunea anumite lucruri cu sancțiuni, cu tot felul de pedepse. De coerciție, de constrângere. Da, 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 cu tot felul de pedepse. Nu-mi dau seama. Dar în orice caz, faptul că s-a ajuns acum la un asemenea fenomen, pentru că un fenomen, dacă poliția franceză a intervenit în asemenea măsură, sunt infracțiuni foarte, foarte grave. Da, e interesant 71... că Grégorian Bivolaru are acum 71 de ani. E foarte interesant dacă ăsta va fi ultimul episod din lunga sa carieră de guru, ca să spunem așa, sau dacă va ieși și de data aceasta și își va continua rețeaua pe care a fondat-o. Mulțumesc mult, Cornelia Lalu, pentru intervenția dumneavoastră.
la finalul acestei ore, pentru că este sărbătoarea Sfântului Andrei, pentru că este deja mini-vacanță, pentru că a trecut ora mesei, sau dacă v-ați trezit mai târziu, poate e ora mesei, avem o legătură directă cu doamna Maria Vrânceanu, nutriționistul Maria Vrânceanu. Bună ziua, doamnă, mulțumesc mult pentru... Bună ziua, bine v-am regăsit! Printre cele mai comandate feluri de mâncare în aceste zile de vacanță, sigur, în cazul celor care nu gătesc acasă, se află papanașii, fasolea, pentru că e 1 decembrie, e fel tradițional la români, micii de asemenea. Care e opinia dumneavoastră despre aceste produse? Dacă fasolea, să spunem, pregătită corect, fasolea boabe, merge bine, este un aliment ok. Papanașii sunt mai puțin ok, în primul rând pentru că sunt năclăiți în ulei. Și un alt aspect, porțiile de papanași în România sunt ceva uriași. Deci nu spun că n-am putea să ne facem pofta cu papanași, dar asta ar însemna să nu luăm acea porție. Deci porțiile sunt de fapt doi papanași. O porție formată din doi papanași enormi. Putem să luăm o porție de papanași și să o împărțim cu familia. Știu eu 3-4 persoane cât suntem în familie, pentru că este suficient. La fel și cu micii, nu se întâmplă nimic dacă de câteva ori pe an vom mânca 2-3 mici, nu mai mult, pentru că sunt oricum consistenți, sunt plini de grăsimi saturate, sunt pregătiți pe grătar, deci sunt destul de cancerigeni din punctul ăsta de vedere. Așa încât e permis aproape orice, dar cu măsură. Cu măsură vrea și guvernul să consumăm noi făină de greieri. De aia în Parlament, de fapt Parlamentul, nu guvernul, s-a adoptat o lege împotriva acestui tip de făină, care e foarte scumpă, doamna Vrânceanu, oricum. Adică românii nu și-ar fi permis să cheltuie milioane de lei, nu milioane, sute de lei, da, încă fac legătura, 100 de lei, un milion vechi, da, pe făina de greieri. În primul rând este foarte scumpă, în al doilea rând este o noutate și probabil anumite persoane mai aventuriere, așa culinar să spun, ar fi fost într-adevăr curioase să încerce această făină de greier, să prepare cine știe ce năzdrăvâni cu făina de greier. În rest, chiar și în ceea ce privește cultura noastră ca popor, cultura noastră culinară, cred că este foarte greu să implementăm în România făina de greier ca făină de bază. Evident, costurile nu permit acest lucru, încât legea dată de guvern că se interzice comercializarea făinii de greier, nu știu ce să spun, e puțin hilară, pentru că nu cred că ar fi avut așa un succes și România ar fi stat la coadă să cumpere făină de greier. Despre alternativele sănătoase pentru aceste zile de vacanță, suntem foarte curioși, mă rog, nu știu în ce măsură le vom pune în aplicare, dar măcar așa să știm, ce ne-ați recomanda? Deci alternativele foarte sănătoase, mai ales pentru cei care se găsesc acum în regiunile montane, la schi, nici nu știu dacă a început sezonul, este foarte bine să înceapă masa cu o ciorbă, să renunțe pe cât posibil la toate tipurile acelea de antreuri, care toate sunt extrem de calorice, extrem de combinate cu diverse. Deci o ciorbă este binevenită, ne și umple stomacelul, este caldă, puteți apela la ciorba de fasole, chiar și aceea în pâine, faimoasa ciorbă de fasole în pâine. Dar vedeți, clima s-a încălzit, la munte vor fi 15 grade, vor fi orașe din România în care în zilele următoare vor fi 20 de grade. Fermile acestea servite de 1 decembrie, fasole cu cârnați și așa mai departe, erau pentru zile friguroase. Exact. Dacă vremea se încălzește, atunci este bine să apelăm la mâncăruri mai legere, cum ar fi, de exemplu, o carne de calitate care să fie la cuptor împreună cu multe legume alături, eu știu, o tocăniță care să fie iarăși gătită foarte bine. Avem foarte multe versiuni și niciodată să nu uităm legumele. Acum pot fi făcute sote, sunt foarte ok și cele care sunt congelate, amestecuri de legume și chiar salatele pentru cei care își permit trufa
sandalele astea în prima iarnă, pentru că am văzut că au prețuri. Din ce în ce mai mare, aveți dreptate. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine, pe 1 decembrie, să aveți o după amiază liniștită.